Locuitorii mai multor străzi din Constanța, dar și turiștii din Mamaia nu au avut apă astăzi până în jurul prânzului. Motivul este remedierea unei avarii pe conducta magistrală de alimentare cu apă de la intersecția bulevardului Alexandru Lăpușneanu cu Aurel Vlaicu din municipiul Constanța. Au fost afectați de lipsa apei consumatorii de pe bulevardul Aurel Vlaicu, perimetrul delimitat de bulevardul Tomis și Alexandru Lăpușneanu, Dacia, străzile Sucevei, dispensarului Universității, precum și cei arondați punctelor termice 45, 101, 140, 142 și stațiunea Mamaia.